Sunt trei modificări făcute de Viorel Moldovan față de etapa trecută, atunci când Sportul a pierdut în fața Astrei, echipa antrenată de fostul tehnician al Studenților Tibor Selimeș, 0-1. Patrici Cazan și Gheorghe au fost preferați în locurile lui Ginga Maxim și Tibi Bălan. Aici o lovitură liberă scoasă foarte bine de Ferfela, la mai puțin de 20 de metri, execută rapid Studenții și este gol pentru Sportul Studențesc. Stupoare în Ghencea, Sportul deschide scorul după doar 3 minute, o fază în care defensiva Stelei a fost prinsă pe picior greșit, nu au fost atenți steliștii și iată, Sportul Studențesc deschide scorul foarte repede prin Dacian Varga. Mult prea preocupat să protesteze, steliștii au fost surprinși, o pasă excelentă trimisă de Costin Curela pentru Dacian Varga. Nicio șansă pentru Ciprian Tătărușanu la execuția lui jucătorului care a marcat și în Champions League pe vremea când juca pentru Unirea Urziceni. 1-0 pentru Sportul Studențesc din minutul 3, început surprinzător de partidă în Ghencea. Aș remarca însă un lucru, Bogdan, ceva mai devreme Galamaz a făcut un fault la marginea careului, l-a faultat pe Ferfelea în precedentul meci de pe teren propriu din Liga 1 al Stelei, acel 1-1 cu Astra Ploiești. Galamaz la fel făcea un fault spre finalul partidei la marginea careului, iar Mățel marca atunci pentru ploieșteni și stabilea și rezultatul final al partidei. Acum este lovitură liberă pentru steliști. Minutul 4 al confruntării. Steaua, Sportul, 0-1. Rezultat surprinzător în Ghencea. La Toplevi și Cristi Tănase se află lângă balon. Tănase este cel care execută centrarea lui. Tănase, balon respins însă de Costin Curelea. Apostol la recuperare pentru La Toplevi. Cristi Tănase liber în flancul stâng, Tănase la marginea careului, centrează Cristi Tănase și gol Steaua! Gol pentru Bogdan Stancu, golgheterul din Ghencea, restabilește egalitatea. Probleme însă pentru doi jucători de la Sportul Studențesc, portarul Vladimir Niculescu și încă un fundaș al Sportului Studențesc. Pare să fie ceva foarte grav pentru că aceștia, jucătorii Sportului, fac semne disperate spre banca studenților. Bogdan Stancu este la al șaselea gol din acest sezon în Liga 1. Bergambic, superbă centrarea lui Cristi Tănase, cel mai bun jucător stelist în acest debut de sezon. Un jucător al Sportului s-a lovit de portarul Vladimir Niculescu, l-a lovit cu genunchiul din cădere și acuză probleme mari. Să vedem ce se va întâmpla cu acesta, sperăm să nu fie însă nimic grav. Excelentă centrarea lui Cristi Tănase, o fază care ne confirmă problemele pe care Sportul le are în defensivă. Bogdan Stancu a marcat al șaselea gol din acest sezon, însă dincolo de toate este, atenție, prima reușită pentru Bogdan Stancu după 7 meciuri în care nu marcase în toate competițiile. Ba chiar 8 partide în care nu marcase în toate competițiile, punând la socoteală și întâlnirea din Cupa României cu Gaz Metan CFR Craiova. O secetă foarte lungă pentru Bogdan Stancu. De obicei când marchează Bogdan Stancu, Steaua învinge. Așa s-a întâmplat până acum în acest sezon. În toate partidele în care Stancu a punctat, Steaua a obținut maximum de puncte sau a câștigat în Europa League contra lui Grasshopper. Ricardo Gomes mută jocul în flancul stâng la Latovlevici. Mult spațiu de manevră pentru fostul fundaș stâng al Timișoarei, combinație splendidă cu Tădase. Din nou Latovlevic centrează în fața porții, respinge însă foarte bine Vladimir Niculescu, aleagă și recuperează acest balon. Bonfim, o centrare blocată, va fi lovitură de colț pentru Steaua. Fanii Stelei entuziasmați de această combinație reușită de Tănase și Latovlevic, a centrat în forță Latovlevic, l-a căutat pe Bilașco. Corner pentru Steaua, suntem în minutul 31, egalitate între roșii albaștri și Studenți, 1-1 după golurile marcate de Bogdan Stancu, respectiv Dacian Varga. Apostol este cel care execută cornerul, jucătorii înalței Stelei în careul Sportului, centrarea lui Apostol și gol! Gol marcat de Steaua, însă nu știu dacă e vorba de un gol sau de un autogol. Ricardo este felicitat de colegi, însă nu știu, nu sunt sigur dacă brazilianul a fost cel care a atins ultimul minge înainte ca balonul să intre în poartă. Vedem acum reluarea și ne convingem. Nu, a fost un autogol al lui Bogdan Pătrașcu. Bogdan Pătrașcu, autorul unui super gol contra campioanei CFR Cluj. Acum înscrie în proprie poartă
presat e drept și de Ricardo Gomes, altfel ar fi fost în situația ca toate cele trei goluri de până acum din Ghencea să fie înscrise de fost jucători ai Unirii Urziceni, Dacian Varga, Bogdan Stancu și Ricardo Gomes. 2-1 pentru Steaua după ce Sportul a avut 1-0 din minutul 3. Pressing pus de Tănase, recuperează capitanul Stelei, Bogdan Stancu, gol Steaua! Gol Bogdan Stancu! Însă, din nou, Cristi Tănase are un mare merit, el a pasat pentru golgheterul Stelei și este 3-1 pentru Steaua. Bogdan Stancu la 7 goluri în Liga 1 și se vede treaba că atunci când el este în formă de poftă de gol și Steaua triumfă, este 3-1 pentru echipa lui Lăcătuș după ce Sportul conducea cu 1-0 în minutul 3. Și cred că acum lui Bogdan Stancu i-a fost mai greu să marcheze decât era mai devreme atunci când a scăpat singur cu Vladimir Niculescu un șut la colț al lui Bogdan Stancu, al 7-lea gol în Liga 1 în acest sezon pentru Stancu și al 8-lea per total, pentru că Bogdan Stancu are o reușită și în Europa League, semnată în turul play-off-ului cu Grasshopper Zürich. Și ați ascultat reacția de pe Ghencea, imediat după golul marcat de Bogdan Stancu. Fanii i-au scandat numele nu lui Bogdan Stancu, ci lui Marius Lăcătuș. Practic, steliștii au primit liber o zi după duelul cu Napoli, deși în mod normal se obișnuiește ca steliștii să stea două zile în cantonament și se vede acest lucru, steliștii sunt mult mai relaxați. Iată-l pe Bogdan Stancu pentru Bilașco, fața primului gol, 4-1 pentru Steaua, gol Marius Bilașco, prima reușită în actuala stagiune în tricoul Stelei în Liga 1 Bergambir. Steaua Sportul 4-1, primul meci din acest sezon în care Steaua marchează mai mult de 3 goluri. Minutul 67, 4-1 pentru Steaua. Excelent, au colaborat Bogdan Stancu și Marius Bilașco. Dacă mai devreme Stancu i-a, să spunem între ghilimele, a furat golul lui Bilașco atunci când a lovit mingea cu capul din fața fostului său coechipier de la Unirea Urziceni, acum i-a dat o pasă perfectă lui Bilașco, plecat de la limita offside-ului. L-am văzut pe Bilașco, imediat s-a uitat spre poartă după ce a primit balonul. Tănase era în centrul careului, însă Bilașco este atacant și își dorește să marcheze. Nici măcar n-a luat un calcul o pasă pentru Tănase. 3 minute de prelungire pentru această repriză secundă. Chihaia cu spatele la poartă în duel cu Gardoș. Se acordă lovitura de la 11 metri pentru Sportul. Fault făcut de Gardoș în opinia lui Alexandru Tudor. O decizie contestată de steliști, însă nu cu foarte multă vehemență, ținând cont de faptul că scorul este 4-1. L-a tras ușor Gardoș pe Chihaia, dar parcă și atacantul Sportului a căzut destul de lejer. O altă fază care va fi analizată mâine la Fotbal Club de la ora 16 de Ion Crăciunescu. Și este o șansă pentru Dacian Varga de a reuși dubla în această seară și să egaleze ceea ce a reușit și împotriva lui Dinamo, Ștefan cel Mare. Atunci, la fel, a marcat de două ori Dacian Varga și o execuție perfectă. Este 4-2 pentru Steaua.